Bună ziua, bună ziua! O să mai aștept puțin o confirmare că sunt live. Aparent sunt live, mulțumesc, mulțumesc Natalia. Bună ziua tuturor! Imediat îmi fac și share de ecran și o să începem. O să am rugămintea, la fel Natalia, să-mi confirm că totul este în regulă. Mulțumesc! Bună ziua, bună ziua tuturor! Eu sunt Ana Stamatescu și mă bucur să vă urez bun venit la o sesiune pe care o cunosc, o aștept încă din prima zi a festivalului, o sesiune despre un program tare drag mie personal, programul Meet & Code. În această sesiune vom descoperi de la trei organizatori, Meet & Code grozavi, activități team multidisciplinare de dus la clasă și în afara ei, și, bineînțeles, sărbătorim împreună 6 ani în care coordonăm acest program internațional în România și începând de anul acesta și în Republica Moldova. Deși sunt puțin tristă că în curând terminăm Festivalul Digital Predau Viitor, mă bucur că v-am avut alături în acest adevărat maraton educațional pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie, după 5 zile nu mai pot să spun cuvântul, pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Alături de mine, în chat și regie tehnică, se află colegele mele Natalia și Gabriela, cărora le mulțumesc de ajutor, ca de obicei. Toate aceste detalii bine de știu despre festival, pe care după 4 zile de festival sunt convinsă că deja l-ați memorat, vă amintesc doar că le găsiți ca și până acum în padletul festivalului. Așadar, să începem cu începutul. Scopul Meet & Code este de a contribui la o lume în care fiecare tânăr european are abilitățile digitale necesare pentru a-și modela propriul viitor. Inițiativa a fost co-creată împreună de către compania de software SAP și Haus des Stiftens din Germania și este implementată împreună cu parteneri din cadrul rețelei TechSoup Europe, asociația TechSoup fiind partenerul din România și Republica Moldova. Meet & Code sprijină inițiativa Comisiei Europene, Europe Code Week, și este aliniată la obiectivele pentru dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Cum sunt convinsă că mulți din cei care ne urmăriți acum ați organizat deja activități Europe Code Week și Meet & Code, care apar pe harta în site-ul Code Week, vă invit să ne lăsați în chat numele activității voastre organizate anul acesta și dacă nu ați organizat încă nimic, nu vă faceți griji, până la sfârșitul anului vă puteți alătura inițiativei Europe Code Week. Prin Meet & Code, de 6 ani, au fost oferite microfinanțări pentru organizarea de evenimente de tehnologie și programare implementate de organizații non-profit, majoritar de dimensiuni mici și medii, în 35 de țări europene. Programul își propune să arate cât de accesibilă, interesantă și chiar distractivă este tehnologia, dar și cum pot fi utilizate liniile de cod pentru a aduce la viață idei noi. Anul acesta a marcat pentru noi atât o nouă ediție de Meet & Code România, cât și lansarea programului în Republica Moldova. În cadrul evenimentului online de la SARE, pe care l-am organizat în luna august, ne-am bucurat să fi avut sprijinul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, prin doamna Daniela Munca-Aftenev. În România și Moldova, în ultimii 6 ani, ne bucurăm să fi sprijinit în total peste 500 de evenimente Meet & Code, care au încurajat mii de copii și tineri să fie creativi în utilizarea tehnologiilor și dispuși să învețe limbaje de programare, cu ajutorul cărora să construiască soluții pentru rezolvarea problemelor din viața de zi cu zi de care sunt interesați. O să vedeți imediat de la invitații noștri și exemple concrete de activități Meet & Code. Ce au acestea în comun? Aceste criterii pe care le vedeți pe ecran și abilități aliniate cu misiunea programului și de asemenea cu misiunea noastră în cadrul asociației TechSoup.
Mai multe exemple de activități Meet and Code, din care vă invităm să vă inspirați, găsiți și pe canalul Asociației TechSoup de YouTube, dar și pe site-ul, bineînțeles, Meet and Code România sau Republica Moldova, în secțiunile Povești și Explorează. Înainte de a da cuvântul primului invitat, avem două mesaje de la doi prieteni TechSoup. În primul rând, Anica Pofantis, coordonatorul internațional al Europe Code Week din partea Comisiei Europene, felicită toți profesorii români și moldoveni pentru toate activitățile fantastice pe care le-au organizat deja în cadrul Europe Code Week și le-au încărcat și pe harta Code Week. De asemenea, ne felicită pentru doborârea unui record. În România au fost deja organizate peste 2000 de activități Code Week, ceea ce este mai mult ca niciodată. Felicitări! Vă amintesc că încă puteți, până la sfârșitul anului, să vă alăturați inițiativei de anul acesta. Și dacă nu, și anul viitor va începe din nou Europe Code Week. Acum, avem pregătit un mesaj înregistrat din partea unui invitat surpriză special. Mai exact, doamna Diana David, Managing Director SAP România și Republica Moldova, compania SAP Internațional, vă amintesc, fiind motorul acestui program de la început. Haideți să o ascultăm pe doamna David. Pentru că am primit un scurt feedback că nu se aude bine, o să mai încerc o dată. O să vă rog să aveți puțină răbdare cu mine pentru că vrem să se audă foarte bine. Imediat verificam toate setările. Teoretic suntem bine. Înțeleg, deci s-a întâmplat. Bineînțeles, în fiecare zi trebuie să avem o mică provocare tehnică. O să mai încerc o dată. Oare acum? Din păcate, se pare că nu ne ajută deloc zeii internetului. O să fac un mic giumbușluc, dacă îmi permiteți, și mai aveți puțină răbdare cu mine, pentru că țin neapărat să rulăm acest mesaj care se adresează atât organizatorilor Meet and Code din România, cât și din Republica Moldova, așa cum spuneam, care tocmai ni s-au alăturat anul acesta. Imediat o să mai fac un share de ecran. Imediat.
Imediat. Mulțumim mult pentru răbdare. Cum ziceam, învățăm. Totul e în regulă. Mai încercăm o singură dată și după aceea oricum o să vi-l oferim tuturor pentru vizionare în tihnă. O să am rugămintea de la colegele mele. Din păcate, nu ne-a ieșit acest giumbușluc. Ne pare rău, dar oricum o să vă amintesc că o să aveți atât prezentarea cât și mesajul doamnei David în resursele festivalului în Padlet. Și acum am vorbit destul și cred că am lungit foarte mult partea mea. O să invit pe scenă invitații care o să vă povestească despre evenimentele grozave Meet & Code. Daniela, începem cu tine. Poți să... Bună ziua! Și vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult că putem petrece astăzi timp împreună și să învățăm din experiența atâtor colegi valoroși. Felicitări mai întâi pentru acest regal de educație pe care l-ați dăruit profesorilor și să știți că am rezonat din prima clipă văzând titlul acestui festival, am rezonat cu dumneavoastră și am trăit o mulțime de emoții pozitive. Sunt Daniela Lungoci, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială Ipotești din Suceava și am descoperit acest tip de educație, educația STEM, în urmă cu 5 ani la un curs organizat de Agenția Spațială Română și ESERO, urmat apoi de alte cursuri în țară și străinătate și un curs foarte important pentru mine, îndreptar digital, pe care l-am făcut în 2018 și care m-a, toate acestea m-au, toate aceste experiențe m-au făcut să înțeleg că copiii pe care noi îi educăm sunt alții, timpurile pe care le trăim sunt altele și trebuie să încercăm să le fim de folos, pregătindu-i pentru viitorul lor, care va fi cu totul diferit de ceea ce trăim noi acum. Am trecut aici aspecte din și am pus fotografii de la importantele evenimente din această devenire a noastră. Și ajungem la evenimentul Meet & Code, despre care am aflat la doamna Ana Maria Stancu la București, fiind la un curs la RoboHub. Și cum am întors acasă, am fost atât de încântată încât am aplicat imediat și am primit în acel an, în 2019, finanțare pentru două evenimente, Bit și Evo ne învață programare și viitorul începe azi. Cu finanțările primite am cumpărat un kit de Lego și trei ozoboți. Comunitatea locală ne-a mai ajutat și am mai cumpărat încă două kituri de Lego și ne simțeam fericiți inițiatori ai unui mini laborator, un mini cabinet de robotică. Am împărtășit cu colegii, cu prietenii noștri defavorizați de la un centru de plasament ceea ce învățam noi și bucuria noastră și cu Bit și Evo ne-am dus și am refăcut misiunea Apollo 11 pe lună. Am construit în cadrul evenimentului Viitorul începe astăzi un oraș, am făcut din Suceava, din orașul nostru, un oraș turistic.
Și ne-am bucurat că aceștia erau primii noștri pași în coding și ne-am bucurat că Meet and Code și Asociația TechSAP a fost alături de noi. În 2020 am avut un an fantastic. Am început, am propus trei evenimente și ele ne-au fost finanțate. Primul a fost Microbit, Spaima Microbilor. Am descoperit platforma MakeCode și mini-calculatorul Microbit. Și deoarece trăiam în Suceava, în acest punct zero al evenimentelor care se desfășurau atunci, eram puțin speriați și am propus un eveniment în care copiii au fost conștientizați asupra pericolului pe care îl prezintă acel virus, dar și modalitățile prin care noi ne putem proteja. Am scris coduri pentru aceste activități. Ele erau legate de acele evenimente, distanțare socială sau nu-ți atinge fața, spală-te pe mâini 20 de secunde, programele care îi făceau pe copii să treacă mai ușor prin momentele acelea. Cu partenerii dintr-un proiect eTwinning, cu mai bine de 200 de elevi, cred că am intrat pe platforma CoSpaces și am descoperit cubul Merge, am scris povestioare, am proiectat misiuni spațiale pe care apoi le-am văzut în VR, ceea ce a produs copiilor o mare bucurie. Iar apoi, McQueen în acțiune este roboțelul care folosește microbitul și pe care noi am scris diferite programe. Vreau să vă spun că timpul niciodată nu ajunge și copiii sunt supărați când aceste evenimente se sfârșesc, se finalizează. Ne doream ca activitatea noastră de învățare să continue și atunci, în 2021, am propus alte două evenimente, între care un alt pas în viitorul meu, pentru că în perioada pandemiei făcusem un curs la Măgurele Science Park împreună cu copiii, în format online, și învățasem, deprinsesem din tehnica și din modul de utilizare a platformei Tinkercad și începusem deja să ne facem planuri cum am putea să avem și noi o imprimantă 3D, iar Meet and Code a fost soluția, pentru că finanțarea oferită ne-a ajutat să ne cumpărăm o imprimantă 3D și noi am devenit mentor pentru colegii dintr-o localitate din mediul rural, situată la 20 de kilometri de localitatea noastră, învățându-i și deprinzându-i și pe ei aceste tehnici ale imprimării 3D. Apoi am cumpărat niște roboței Move Mini pe care pe platforma Kitronic am scris tot așa programele și ne-am făcut roboței să ne amuze, să deseneze, să facă tot felul de lucruri. Aici am pregătit câteva imagini de la aceste activități. Am proiectat în cadrul unui concurs o baze spațiale în cadrul concursului Moon Camp Challenge al Școlii Europene. Am făcut și activități la clasă. Imprimanta 3D ne-a fost de mare folos și competențele dobândite de copii au fost extraordinare. În 2022, activitatea pe care am propus-o se referă la acțiunile pe care le putem face noi pentru a minimiza acest efect al schimbărilor climatice. Aceasta fiind o mare provocare acum, la care noi trebuie să facem față. Am început a discuta cu copiii despre aceste fenomene care se întâmplă și ce măsuri am putea lua noi pentru a ne face viața mai ușoară.
Și mi-a plăcut foarte mult răspunsul pe care copiii l-au dat la întrebarea ce este acela un detectiv. Și au spus că e cineva căruia îi pasă de anumite probleme și face în așa fel, face investigații pentru a le face cunoscute celorlalți și a le împărtăși tuturor adevărul. Am pornit de la acest afiș, de la inevitabilul mai mult, pentru că avem nevoie de mai multe produse, de infrastructură mai mare, mai multă energie, hrană, și de la realitatea aceasta a mai puținului, că trebuie să producem mai puțin gunoi, să poluăm mai puțin. Și am căutat ca în orice proiect STEM să găsesc împreună cu copiii care ar fi soluția pentru a rezolva această problemă. Și de la ei au venit aceste răspunsuri și la întrebările cum ar putea să fie îmbunătățite practicile agricole pentru a minimiza foamea în lume, cum am putea îmbunătăți accesul la apă și la salubritate, cum am putea să prosperăm în vremurile acestea de schimbări climatice globale și cum am putea avea grijă de populația planetei. Aici avem pregătite câteva filmulețe și imagini de la activitatea noastră. Am achiziționat cu finanțarea primită un kit WOM, care conține senzori și am putut scrie programele pe microbit cu ajutorul acestor senzori, să măsurăm temperatura, umiditatea, un sistem care măsoară calitatea apei, a solului. Astfel, copiii au descoperit soluții la problemele cu care se confruntă societatea în timpul actual. Activitatea a fost un succes, ne-am bucurat și aici vreau să vă arăt cum ne-a ajutat pe noi această acțiune Meet and Code, cum ne-a ajutat pentru a ne face un cabinet de robotică în școală. Am înființat și noi un RoboHub, ajutat fiind de materialele pe care le-am putut achiziționa, de ideile valoroase pe care le găseam pe platformă, de sprijinul unor sponsori, pentru că am participat cu copiii la concursuri pe un STEM Discovery Campaign al școlii europene și am fost de 2 ori câștigători ai concursului Scientix. Am câștigat și concursul de creator de educație. Cei de la compania poloneză TM Education au propus o colaborare cu noi și ne-au finanțat cu kituri de robotică și electronică în valoare de 4.000 de dolari. Apoi, o companie în IT de 30 de ani, a sărbătorit acum 30 de ani, văzând activitățile noastre, a venit, ne-a filmat activitățile și ne-au propus o sponsorizare, ne-au oferit o sponsorizare, am primit tablă inteligentă și tablete pentru fiecare copil. Și un laptop performant, deoarece aveam un calculator la clasă care ne făcea mereu probleme. Apoi am participat într-o acțiune și în Arada ne-a oferit și ea 4 tablete și un laptop, iar vestea cea bună a venit acum după începerea școlii. Ni s-a aprobat un proiect susținut de Fondul pentru un viitor mai bun. Am înființat un STEM Hub în cabinetul nostru de robotică, în care profesori și elevi din orașul Suceava, de la școlile din oraș, vor veni să învețe împreună programare. Echipa cu care am lucrat în clubul de robotică, fiind anul 2020, fiind toți pe acasă, soțul meu este pasionat de electronică și de robotică. Fata care studiază inginerie aerospațială și o colegă. Am făcut o echipă pentru că în proiectele STEM e foarte importantă echipa și munca aceasta, colaborarea.
Și am reușit să desfășurăm foarte multe activități, înscriindu-ne la o mulțime de concursuri. Aici, bineînțeles că în echipă cei mai importanți sunt elevii, energici, creativi, curioși, care așteptau cu bucurie fiecare zi să-și continue explorarea. Avantajele acestui tip de educație sunt multiple. Aduce realitatea în sala de clasă, conectând diferite subiecte, ne încurajează creativitatea, curiozitatea, temele se bazează întotdeauna pe situații reale din viața cotidiană și pornesc de la o problemă pe care copiii o identifică și caută soluții. Ei sunt foarte dornici să participe la aceste activități pentru că nu e sancționată greșeala. Copilul învață pe metoda încercării a eșecului, încercare-eroare. Deci, dacă nu eșuează, se întoarce înapoi să vadă ce n-a funcționat și își continuă explorarea. Și poza care face cât 1.000 de cuvinte, am descoperit-o pe World Economics Forum. Și vedem persoanele care au aceste competențe formate. Au posibilitatea de a alege între 1,7 joburi, deci au posibilitatea de a-și alege un job, în schimb ce cei care, tinerii care nu au formate aceste competențe, sunt mai mult de 4, accesează pentru a primi un job. Aici am trecut într-un timeline câteva din reușitele noastre care ne-au bucurat foarte mult și care ne-au dotat cabinetul de robotică, un premiu de la STEM Alliance și un concurs în Back to STEM Campaign în 2019 ne-a adus încă 14 kituri de Lego și am avut apoi la clasă pentru, având clasa numeroasă, aveam la fiecare doi copii câte un kit. Și așa au venit și tabletele, și tabla, și toate laptopuri acum, și roboței, și kituri de robotică, și ne-au făcut un cabinet de robotică foarte modern și bine dotat, în care copiii, chiar dacă și-au terminat activitățile de 2 ani cu mine la clasă, fiind în clasa 6 acum, continuăm clubul de robotică pentru că mai sunt multe de descoperit. Sunt două filmulețe. Noi, la începutul activităților, copiii erau în clasa a treia și cum sunt acum în clasa a șasea. Am primit un mesaj foarte interesant după ce le-am arătat platforma MakeCode și MicroBeat-ul. O fetiță într-o seară mi-a făcut bucuria de a-mi trimite un mesaj. Ei mereu caută să ne bucure cu o felicitare, cu un ceva făcut de ei. Ne-au trimis un mesaj și vreau să vi-l arăt pe microbit și a fost ceva nou, nu mi s-a întâmplat până atunci, era prima oară și mi-a scris că e recunoscătoare și sunt o doamnă care mă preocup de viitorul lor. Noi suntem recunoscători acestei acțiuni Meet and Code pentru că ne-a ajutat să ne formăm o părere despre ceea ce este, scuzați, să opresc, despre ceea ce e această activitate de programare și despre cum ne putem implica noi profesorii pentru a-i ajuta pe elevi să facă un pas în viitorul lor și să fie pregătiți pentru acesta. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Lungo, și felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faceți și suntem convinși că ați inspirat foarte mulți profesori acum. Acum voi trece la domnul Viorel Musca și sunteți pregătit? Viorel, ai cuvântul. Mulțumesc. Acum și ecranul. Poți să începi.
Bună ziua tuturor, sunt Viorel Muscaș, de 15 ani profesor de informatică și TIC la Liceul Aurel Lazar din Oradea, unde la liceu predau informatică respectiv TIC și la gimnaziu mai nou materia informatică și TIC. Din 2018 am înființat și de atunci coordonez clubul de robotică și IT al școlii. De asemenea, sunt implicat și în alte activități, coordonez centrul ECDL, membru în proiecte Erasmus, formator. Ana, poți să mergi la următorul slide, dacă te rog. În vara lui 2018 am participat la Accelerator Predau Viitor și de atunci pot să mă laud că fac parte, sunt membru al acestei comunități Predau Viitor. Îmi place să mă dezvolt profesional și de aceea am și participat la acest accelerator. În urma participării la program, din toamna lui 2018 și până astăzi, în anul curent, am participat la programele Meet and Code din fiecare an. Deci eu am 5 anișori, programul are 6. Și de asemenea, în primăvara lui 2019, deci imediat după, am înființat clubul despre care v-am vorbit în slide-ul precedent. Avem aici o poză din primele evenimente Meet and Code pe care le-am organizat. Eu fiind pasionat puțin și de astronomie, cumva am vrut să corelez lucrurile, așa a fost o primă idee și primul proiect s-a numit AstroCamp, Astronaut pentru o zi, în care au fost tot felul de activități, mi-aduc aminte chiar dacă a fost acum mulți anișori, și ce să vă spun, deci, evenimentul este despre programare, dar copiii pot fi implicați cu tot felul de activități, să realizeze în Scratch, să tipărească ceva, să construiască efectiv. Deci nu trebuie să ne speriem că aceste evenimente sunt doar și exclusiv despre programare. Eu am început chiar cu un fel de tranziție între elemente de programare și ce mai știau elevii la momentul respectiv. Aici avem câteva aspecte din mass media. De la momentul înființării clubului din februarie 2019, chiar de ziua liceului a fost, când împreună cu, aveam atunci clasa 12-a, câțiva elevi mai avangardiști și împreună am hotărât să facem un club. Au urmat activități de 2 ori, 3 ori pe lună, am angrenat și alte clase și treaba a mers, zic eu, destul de bine. Ca dovadă aici sunt destul de multe linkuri din mass media referitoare la înființare și la activitățile clubului din perioada inițială 2019, dar și 2020 și chiar și în acest an, anul curent. Să știți că, exact cum zicea și antevorbitoarea mea, doamna Daniela, sunt tot felul de alte oportunități pe care vă invit și eu să le căutați, să le găsiți, să aplicați la ele. De exemplu, acum nu este, cred că, în fiecare oraș din țară, dar la noi este fondul Științescu, la care am aplicat și am reușit să obținem o finanțare. Dacă dai un pic înapoi, te rog. Și nu numai că am avut activități în cadrul școlii cu elevii de la club, ci am fost chemați și la expoziții Științescu Fest din 2019, unde, practic, cum să zic, mai scoți capul în lume, mai te întâlnești cu alții, vezi ce fac și ceilalți, furi între ghilimele idei, colaborezi, legi prietenii. Sau pur și simplu prezinți ce realizări ai. Unii sunt mai la început, alții sunt mai avansați, dar toată lumea are de câștigat, de învățat câte ceva. De fapt, e vorba de dorința de a învăța în continuu, în permanență, cum se zice în educație. Desigur, au urmat participări la mai multe concursuri și, cum am zis și anterior, expoziții.
tot felul de evenimente. Avem aici, de exemplu, la nivel local, desigur, Târgul de Științe, biblioteca care s-a desfășurat la Biblioteca Județeană, de exemplu. Apoi, uitați-vă, ai o oportunitate. Chiar de ziua școlii, noi realizăm și am realizat expoziții, fiindcă nu toți elevii văd activitățile clubului, mai degrabă cei din club, eventual colegii de clasă, dar e o bună oportunitate ca să vadă și toată școala, cum ar fi, ce se întâmplă la un astfel de club de robotică și să găsim alți pasionați care să continue activitatea clubului. De asemenea, a avut loc în anii precedenți un concurs 3D, tot la nivel local, foarte interesant, tot prin sprijinul Meet & Co s-a desfășurat, dar a fost o idee, eu zic, minunată, în care ne-am putut întâlni mai mulți doritori de la mai multe școli și elevii cu proiectele lor să concureze, practic, la o aceeași masă, ca să spun așa. Dar să știți că am avut activități și de construire de rachete, de exemplu. Într-o vară, se împlineau 50 de ani de la misiunile Apollo 11, în 2019, parcă, am construit tot felul de rachete și le-am lansat în curtea școlii, pe tot felul de idei și variante, care mai de care mai interesante. Unele ne-au ieșit foarte bine, altele mai puțin bine, dar a fost o experiență la care copiii chiar s-au implicat de la sine, fără ajutor, fără implicarea mea, decât ținerea mea ca organizator, așa, ca spațiu, am pus spațiul la dispoziție. Da, și mai sunt, deci numai la nivel local, sunt competiții naționale de robotică, puteți să căutați, cred că sunt mai multe, acum și eu sunt doar pe la început, pot să spun, de exemplu, Next Lab Tech, dar mai sunt și altele, cu siguranță puteți găsi, dacă sunteți interesați, o grămadă de competiții. După cum ziceam, am prins curaj și timp de 5 ani am organizat câte două evenimente Meet and Code în fiecare an. Deci acum pot să mă declar că sunt un ambasador al programului Meet and Code. Deci, cum ziceam, am pornit în 2018 cu o idee despre AstroCamp, da? Cu astronauți. După aceea, prin 2019, pe o idee de reciclare, pe sisteme de udare a plantelor. În 2020 și 2021, dacă mi-aduc corect aminte, au fost evenimentele online, desfășurate online, dar nu ne-am dat bătuți. Am repovestit online activitățile clubului și de asemenea ne-am apucat mai serios de partea de 3D printing, că la un moment dat aceste domenii se îmbină, se îngemănează, adică ai nevoie. Dacă vrei să faci un roboțel ușor mai performant, ok, încep și cumperi din magazin și constați că nu e destul de rapid, e prea greu și ajungi să-ți tipărești, să-ți fabrici propriile piese după nevoie. Și atunci ai nevoie de o imprimantă 3D. În 2021 mi-a plăcut ideea de inteligență artificială despre care nu prea se știe multe, nici la nivel de liceu, mă rog, toată lumea știe câte ceva, dar am vrut un pic să intru mai în amănunțime. Și despre roboți în general a fost în celălalt eveniment din 2021, iar anul acesta am considerat necesar un incubator despre idei de realizare a proiectelor în vederea susținerii examenului de competențe profesionale de atestat, cum se spune, la matematică informatică, care a prins foarte bine. Au fost invitați foști elevi, membri ai clubului de robotică, actualmente studenți, care le-au povestit și au făcut schimb de idei chiar fructuos cu actualii viitori absolvenți de clasa 12-a. Da, aici avem imagini de la proiecte, așa cum vă și ziceam, n-am început de la început cu tot felul de sisteme complicate, dacă în prima imagine respectivul elev a construit din carton, efectiv. Este acolo un proiect făcut cu Arduino, într-adevăr, de selectare pe culori a anumitor bomboane, cred că erau, da, bomboane erau. Deci din carton, efectiv, că pe vremea, la acea dată, nu dispuneam de o imprimantă 3D. Noi am mers la nivel de liceu cu acest club pe sistemul Arduino și
pe senzor și cam asta am studiat în prima parte, dar am continuat, după cum v-am zis, și am ajuns și la achiziționarea, bineînțeles, prin facilitați de programul Meet & Code, achiziționarea unei imprimante 3D și acum ne putem tipări mai ușor piesele necesare. Dar după cum se vede și în poza inițială, la început foloseam niște stilouri, cam de jucărie, așa, ca să tipărim niște piese 3D, fiindcă n-am avut atunci imprimanta. Așa, poți să treci dacă te rog frumos. Da, și a venit pandemia. Acum, după cum știți dumneavoastră, nu e nevoie să repet cu tot felul de provocări, dar noi nu ne-am dat bătuți. Am încercat să adaptez evenimentele la formatul online. Eu zic că ne-a reușit foarte bine. Pot să zic că am reușit să realizez niște materiale poate mai de calitate, fiindcă lucrând pe digital trebuie să prezinți, să fie în regulă ceea ce prezinți. Și, cum am zis, am mers pe inteligența artificială, care e un domeniu foarte actual, și pe partea de roboți. Am avut ideea de a prezenta modalități de realizare a unor roboți extrem de simpli cu obiectele ce le ai la îndemână. Deci nu neapărat să aibă elemente de programare. Bineînțeles, așa poți să începi cu un copil din clasele primare, de exemplu. Da? Și apoi, pas cu pas, poți să aduni elemente de microprogramare, să-i spune. Dar începutul trebuie să pornească de la ceva. Am vrut să prezint un slide în care să se vadă o parte din produsele realizate în urma acestor evenimente Meet & Code sau folosite. Deci avem acele piese 3D, avem roboței, sus avem un sistem de irigare a plantelor, apoi în dreapta sus acel sistem de selectare realizat din carton, tot cu Arduino, jos un mini piano, tot pe Arduino. Și mi-a plăcut foarte mult și n-am venit, am vrut neapărat să pun și imaginea cu rachetele, cu spațiul cosmic, care a fost o activitate reușită. Așa. Acum, elevii, eu zic că sunt foarte implicați în astfel de activități extracurriculare. Cred că le place și faptul că oarecum stilul este mai puțin formal. Profesorul maxim e un dirijor aici, dar mai mult un consultant, aș putea zice. Ei se pot manifesta și, exact cum zicea și doamna Daniela, nu le este frică de eșec, ba, din contră, eu zic că chiar trebuie să nu iasă. Ați văzut și noastră, probleme tehnice există oriunde și oricând și sunt numeroase, asta nu trebuie să ascunde, evident, dar trebuie răbdare, perseverență și se pot depăși. Dar probleme tehnice există în acest domeniu. Mai degrabă nu va merge un lucru decât va merge din prima. Dar apoi, cu muncă și dăruire, se pot realiza obiectivele propuse. Deci elevii, nu știu care trebuie să zic de aici, cel mai mult mă entuziasmează în privința tehnologiei faptul că s-a dezvoltat atât de tare în doar câțiva ani. Acum, referitor la acest citat, poate trebuia să încep cu asta, eu când în 2018, după programul Predau Viitor, trebuie să spun că înainte nu știam nimic despre robotică. Ba mai mult, cumva, în mintea mea, mi se părea așa un domeniu avantgardist. Pe vremea mea, deși nu sunt chiar așa de vârstă, la facultate nu erau noțiuni despre așa ceva. Acum sunt specializat pe așa ceva. Dar eu nu am avut tangență. Abia acum, prin aceste proiecte, programe, pot să recunosc că fac parte și din... Îmi place robotica și mă ocup și de acest domeniu cu plăcere, iar la copii prinde foarte bine și le place. Le place fiindcă, spre deosebire, am mai fiind profesor de informatică, spre deosebire de prezentarea unui program, cum să zic, SEC, în limbajul C++, aici se vede rezultatul muncii lor direct, adică pe scurs se aprinde beculețul, LED-ul respectiv, se aude ceva, se mișcă roboțelul și asta impresionează foarte mult, adică e o motivație clară pentru ei de a studia mai departe și de a trece peste obstacole inerente. Și să știți că nu numai cu clasele de matematică informatică am lucrat cu clase de
filologie, cu clase de biochimie. Deci toată lumea care și-a dorit a fost binevenită și s-a implicat, fiindcă le place, pe scurt. Ok, putem merge la următorul slide. Câteva link-uri cu aparițiile în mass media ale evenimentelor de tip Meet & Code organizate, chiar unul foarte recent, într-un ziar local. Deci suntem și vizibili prin aceste activități și copiii sunt bucuroși. Practic, toată lumea e fericită. Și asta cred că e cel mai important. Da. Vă invit și pe dumneavoastră, vă spun că pentru a participa, pentru a organiza evenimente din cadrul programului Meet & Code, cred că în primul rând aveți nevoie de curaj. Asta mi-a lipsit și mie poate la început. Adică, vai, cât de complicat poate să fie să scrii un astfel de proiect și... Da, nu este deloc așa. Cel puțin la Meet & Code nu este deloc așa. E chiar simplu, e flexibil programul. Trebuie să veniți cu o idee, preferabil inedită, și aici acum cum veniți cu ideea. Puteți porni de la o necesitate, nu știu, la nivel european, da? Cum s-a vorbit și anterior, sau ceva din comunitatea locală, da? Trebuie rezolvat o problemă. Sau, cum procedez eu în principiu, puteți avea un dialog pur și simplu cu elevii. Elevii au foarte multe idei și ei știu ce merge și ce ar fi bine de îmbunătățit și puteți să lua o idee și o transcrie, îi da o formă pentru a se potrivi cu programul Meet & Code. Sau există site-ul Meet & Code, unde la Explore puteți găsi o grămadă de alte proiecte desfășurate în anii precedenți și vă puteți inspira. Nu e asta o problemă. Eu am încercat în fiecare an, înainte să folosesc aceste resurse, de obicei vara scriem aceste proiecte, să vin cu ceva idee pe care nu am mai folosit anterior, să fie cumva un pic un alt domeniu. Și atunci aici am spus în slide, deci noi lucrăm pe Arduino, dar se pot face pe Scratch. Cu Microbit, de exemplu, încă n-am prea lucrat, fiindcă asta, părerea mea, merge mai bine la gimnaziu, de exemplu. Apoi se poate avansa pe un Raspberry Pi, unde iarăși se pot face chestii extraordinare. Sau, dacă vreți mai puțină programare, TinkerCAD, care este un mediu excelent de realizare de obiecte, nu numai de cele proiectabile 3D, ci și pentru circuite, pentru cele din Arduino, e foarte versatil. Da? Sau lucrați în Python, dacă doriți programare, sau în Scratch. Deci, posibilitățile sunt nelimitate, bineînțeles, erau anterior, OzoBots, tot felul de idei pe care le puteți implementa și, bineînțeles, trebuie ambiția, adică să nu vă dați bătuți la primul obstacol. Cu perseverență, sunt convins că oricine poate aplica cu succes la acest program Meet & Code și vă invit să o faceți. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Viorel! Mă bucur foarte mult că, în afară de aceste idei minunate pe care le-ai implementat la clasă, ne-ai prezentat puțin și din călătoria ta, cum ai început, cum ți-ai gestionat fricile și temerile și pur și simplu ai început să le implementezi și ai tot avansat, mers pe acest drum. Felicitări și din partea noastră și, la fel cum ziceai și tu, noi vedem Meet & Code ca o rampă de lansare oarecum, ca un prim pas în a prinde curaj, în a aduce și mai multe resurse în școala dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră, aplicând la mai multe programe, atât naționale cât și internaționale. Deci mă bucur mult, Viorel, că ai subliniat acest mesaj de a avea curajul de a aplica. Mulțumesc mult și acum, Paula, ai cuvântul, te invit în scenă. Mulțumesc mult, Ana. Deci, salutare tuturor. Așa, mă bucur foarte mult să reprezint unul din primele proiecte implementate cu ajutorul Meet & Code în Republica Moldova. Și acum vorbesc despre STEM pe roți. Un proiect educațional, chiar pe roți, acum și vă dau mai multe detalii, care are drept scop să promoveze domeniul STEM în școli, colegii și chiar și în centrele de refugiați
de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar mai întâi vreau să vă povestesc puțin despre mine. Mă numesc Paula, sunt coordonator de proiect în cadrul STEM pe roți, dar pe lângă asta sunt mentoră STEM pe roți și Girls Go IT. Proiectul părinte a proiectului despre care vă vorbesc eu. Și, desigur, mai sunt și voluntar în cadrul diverselor centre pentru tineri din țară. Așa, despre proiect. Deci, STEM pe roți este primul proiect educațional, un laborator educațional pe roți în Republica Moldova. De ce spun pe roți? Pentru că avem un autocar special dotat cu echipamente care circulă pe tot teritoriul și promovează domeniul STEM. Acest proiect a fost finanțat inițial de către organizațiile UNICEF, LED, Ambasada Sweden, Global Future for Children și a mai obținut și un sprijin finanțare de la Meet & Code, astfel am putut să ne dezvoltăm încă și mai frumos proiectul. Avem un scop foarte mare, să ajungem la peste 5.000 de tineri cu 1.000 de workshop-uri organizate și Meet & Code ne-a permis să facem acest număr și mai mare, deci să ajungem la un număr și mai mare de copii. Vreau să vă povestesc mai multe detalii despre cum au loc sesiunile și ce facem noi anume. STEM pe roți are 5 tipuri de sesiuni, după cum puteți să vedeți pe ecran, HTML, CSS, modelare 3D, robotică, data science, mai nou introducere în Python și Arduino. Sesiunile durează în medie 2 ore și au loc cu diversi copii, având scopul să promovăm și să motivăm copiii să încerce ceva din domeniul STEM. Să le demonstrăm că acest domeniu nu mereu este despre programare și a scrie cod. Sunt foarte mulți ingineri care dezvoltă modele 3D, fac design, nu știu, arhitecturi, sunt ingineri care analizează datele sau creează circuite, da? Adică STEM nu este doar despre a scrie cod, dar este și despre a crea acel calculator care îl va putea procesa. Sau cum putem să robotizăm lumea de zi cu zi. După fiecare sesiune, copiii primesc un set de materiale pentru a putea studia mai departe individual sau a putea aplica la diverse centre sau cursuri educaționale de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv online cât și fizic. Și acum mai multe detalii despre STEM pe roți și Meet & Code. Cu ajutorul finanțării pe care am obținut-o, am reușit timp de 3 săptămâni să organizăm sesiuni în 3 localități diferite de pe teritoriul țării, careva sunt în localități rurale, adică chiar în satele din Moldova, careva au avut loc în raioane. Și am reușit să organizăm peste 15 workshop-uri cu peste 225 de tineri instruiți în domeniile Arduino, modelare 3D, robotică și HTML. Și acum aș vrea să vorbesc mai mult despre fiecare sesiune în parte și o să încep cu localitatea Nisporeni, unde am mers la liceul teoretic Mircea Eliade, de pe data de 26 până pe 30 septembrie, unde am avut 5 sesiuni de Arduino. Deci, în mare parte, finanțarea Meet & Code a fost utilizată pentru a restabili seturile de Arduino pe care noi le aveam. Nu știu dacă cunoașteți, dar componentele Arduino, cum ar fi LED-urile, rezistoarele, firele, chiar și plăcuțele, breadboard-urile, dacă sunt utilizate destul de frecvent, se defectează. Nu mai funcționează atât de bine, dar chiar și o lampă de acasă poate să se defecteze și să nu mai ardă.
De aceea, multe din echipamentele pe care le-am procurat la începutul proiectului deja nu erau funcționale și nu puteam să livrăm sesiuni copiilor de Arduino. MeetingCode ne-a ajutat să restabilim echipamentele pe care nu le aveam, astfel să oferim posibilitatea copiilor să lucreze și cu componentele date din nou. Cum au menționat și colegii mei, aceste sesiuni sunt foarte și foarte atractive pentru copii, pentru că ei direct observă un rezultat. Da? Chiar pentru a face acel blinking pentru un LED, nu trebuie să lucrezi atât de mult, dar câteva rânduri de cod la calculator, ai asamblat un circuit și ai un rezultat fantastic, cum se poate observa în video. În această regiune am făcut în mare parte sesiuni de Arduino. Și aici am câteva feedback-uri de la copiii de acolo. O să vă las să le citiți voi, dar o să rezumez puțin. Da, a fost foarte super, cu toții au rămas încântați de acest proiect, interesant, distractiv, interactiv. Da? Uneori copiii rămâneau chiar după ore ca să poată mai mult timp să studieze și să participe în cadrul sesiunilor. După cum au menționat colegii mei mai devreme, uneori ei sunt chiar mai entuziasmați decât la orele de clasă, pentru că au o libertate mai mare. Pot să experimenteze, da? Au dreptul să greșească și să încerce mai multe lucruri independent și dezvoltă un mini-proiect singur. Acesta este și lucrul fain de la finalul fiecarei sesiuni. După care am mers în Peresecina, la Liceul Teoretic Alexandru Donici, de pe 17 până pe 20 octombrie. Acolo, la fel, am avut 5 sesiuni de Arduino, modelare 3D robotică și HTML CSS, cu mai mulți copilași de diferite vârste, copii mai mici, copii mai mari. Pentru softul de modelare utilizăm aplicația Fusion 360. Apropo, are și versiune gratuită cu câteva limitări, vă îndemn să o utilizați. E foarte faină și copiii sunt foarte entuziasmați pentru că, la fel, după doar două ore de sesiuni, ei au un mic proiect care, dacă mai învățăm puțin și cum să lucrăm cu imprimantele, putem să-l punem la imprimare. Copiii dezvoltă obiecte cum ar fi un inel, nu știu, o insignă cu numele lor și acest lucru îi face foarte entuziasmați pentru că observă că nu toate chestiile sunt chiar atât de complicate, da? Și pot să încerce pentru că în softul de modelare, chiar dacă ai făcut o greșeală, poți mereu să revii de la început, da? Și nimic nu se va strica. În Peresecina am avut 90 de tineri instruiți cu vârsta între 8 și 14 ani, câțiva din ei puteți să-i urmăriți în imaginile de pe ecran. La fel, copiii ne-au lăsat câteva păreri despre sesiuni. Le-a plăcut foarte mult să lucreze asupra proiectelor, deci cea mai tare parte este că la finalul fiecare sesiuni copiii au câte un proiect personal. Le-a părut foarte util ceea ce au făcut și desigur că le-au plăcut de mentorii noștri, mentorii stemperoți, care sunt tineri care învață la universitate și vor să împărtășească chestiile pe care le învăț cu alți copii din școli. Deci, relația mentori-elevi este una foarte bună și deschisă. Ei se simt ca niște prieteni în timpul activităților. Și ultima activitate s-a finisat chiar săptămâna trecută. Este vorba despre localitatea Cotujenii Mari, liceul teoretic cu același nume.
unde am făcut sesiuni de Arduino și modelare 3D. Aici au fost instruiți 75 de tineri cu vârstă între 10 și 14 ani. Tinerii au avut mai mulți mentori, au utilizat la fel kiturile pe care le-am procurat din finanțarea Meet & Code și au învățat cum pot să creeze un circuit elementar și la fel și carcasa pentru el în softul de modelare. Deci toate sesiunile sunt interconectate între ele pentru ca la sfârșit să obții un produs integral, toate componentele să fie create de către un singur copil. Și acest lucru îi motivează pe copii să încerce să fie creativi și să dezvolte proiecte de la zero. La fel, aici mai am niște păreri din ultima localitate. Cel mai mult mă bucură să aud de la copii atunci când spun că au rămas foarte motivați să studieze acest domeniu în continuare, individual, chiar și acasă. De multe ori copiii mă întreabă ce soft ați utilizat la oră. Pot să-l descarc și acasă să lucrez. Și acest lucru este foarte minunat. De aceea vă motivez să motivați copiii să încerce lucruri noi, pentru că după asta pot să meargă acasă și să creeze de sine stătător unele lucruri foarte frumoase. Și la final vreau să menționez câteva concluzii despre cele trei evenimente. Deși proiectul STEM pe roți este unul deja finanțat, cu ajutorul cofinanțării Meet & Code, noi am reușit să ajungem la un număr și mai mare de tineri. Adică, câteodată, o contribuție din afară este foarte binevenită în dezvoltarea proiectului. Și după cum am mai spus, am suplinit materialele consumabile de Arduino pe care le-am utilizat mai devreme în cadrul proiectului și proiectele, cum ar fi Meet & Code, ajută la promovarea și vizibilitatea proiectului nostru din țară, chiar și peste hotare. Asta a fost tot. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Paula. Avem o întrebare, ți-aș pune-o chiar acum, apropo de colaborarea voastră cu profesorii. Cum îi alegeți, cum ajungeți la școlile respective? Foarte bună întrebare, mulțumesc. Deci, avem două căi, pentru că Republica Moldova este o țară mică, dar presupun că asta lucrează și peste tot. Ne ducem într-o școală și profesorul ne recomandă celorlalte școli și primesc foarte multe apeluri. Am auzit că ați fost, nu știu, la Soroca. Am vrea să veniți și la noi, când este posibil. Și a doua metodă, avem și pagina noastră oficială, stemperoți.girlsgoit.org, unde organizațiile sau școlile se pot înregistra pe un formular foarte simplu, care nu ia mai mult de un minut, și noi mai târziu îi contactăm și stabilim o zi sau chiar mai multe în care putem să mergem în acea localitate. Am fost, apropo, deja în peste 40 de localități din Republica Moldova și avem instruiți peste 2500 de copii. Mulțumesc mult și felicitări încă o dată. De asemenea, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai ridicat mingea cumva la fileu și ai subliniat faptul că toate aceste activități STEAM nu sunt despre musai, despre programare, despre linii de cod și mai ales nu este vorba despre cum elevii pot să învețe să programeze, să folosească linii de cod, și este vorba și despre muncă în echipă, despre a folosi fiecare din echipă abilitățile în care este încrezător. Ai vorbit despre design, ai vorbit, deci practic și cum vedem și în ziua de azi, într-o echipă de în care se lucrează la un produs de tehnologie, sunt din foarte, foarte multe domenii persoanele din echipa respectivă.
design, cum ziceam, orice, de la testare, mult mai multe roluri. Și bineînțeles, totul se leagă de mantra că este important să devenim creatori de tehnologie, nu doar consumatori. Deci mulțumesc mult pentru concluzia asta. Acum cât mai așteptăm întrebări de la cei care ne-au urmărit până acum, aș avea eu o întrebare apropo de încurajarea noastră către participanții care ne urmăresc, către profesori, de a scrie un proiect. Viorel, cred că pot să încep cu tine. Cum a decurs scrierea de proiect? Ne poți spune apropo de procesul, de ce informații ai dat, cât de succint ai fost, dacă poți face o încurajare pe partea asta de scriere, de aplicare de un proiect în general, nu neapărat Meet & Code. Păi da, deci începutul e greu, cum am zis și când am făcut prezentarea, începutul e mai greu. Primul proiect. Porniți cu ceva familiar, așa am făcut eu cel puțin. Pe ceva pe care vă puteți baza sigur și veniți cu o idee. Acum, după cum am zis, ideea poate veni de la problemele locale, ale comunității, puteți avea dumneavoastră o idee proprie, puteți căuta idei pe Explore de la Meet & Code, puteți vorbi cu elevii, eu asta aș face sincer, și să alegeți apoi tehnologie, dacă poate asta e problema la unii dintre noi. Care tehnologie, că sunt atâtea, cu ce să încep? Ceva care vă place. Poate ați mai văzut pe undeva cum e cu Microbit, acum am prezentat. Hai să-mi văd ce pot să fac. Și investiția inițială nu e foarte mare, că nu sunt plăcuțe de zeci de milioane. Cu câțiva zeci de lei vă puteți lua atât o placă Arduino pentru a testa câteva idei, cât și Microbit. Deci tehnologia nu cred că e o problemă asta. Dacă nu, cum am zis, și Scratch sau și Microbitul se poate face online, nici nu e neapărat nevoie să aveți pentru început respectivele componente, iar dacă proiectul este aprobat, bineînțeles că atunci aveți o sponsorizare, o finanțare din care puteți să se reluați și evident că impactul este mult, mult mai mare. Deci ideea aia vine doar să meditați un pic la ea. Eu, într-adevăr, vara îmi golesc un pic mintea și apoi ia să văd ceva nou, ce aș putea să mai fac. Cam așa procedez eu. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult concluzia ta și invitația de a nu fi închiși în această idee că pentru a dezvolta gândirea computațională la clasă este nevoie de foarte multe resurse, practic de roboți, peste roboți, de microbiți. Mi-a plăcut foarte mult ce ai propus tu chiar de la început. Ai lucrat cu ce ai avut și ai construit pe baza lor. Mulțumesc mult! Doamna Lungoci, un sfat, un ultim sfat de la dumneavoastră pentru profesorii care ne urmăresc, apropo de și curajul dumneavoastră de a începe să faceți atâtea lucruri minunate și de a găsi resursele potrivite. Cu ce încurajare ați dori să terminați sesiunea asta către ei? Și dacă puteți să porniți și microfonul să vă auzim. Oare... Gata. Puteți să vorbiți acum? Din păcate, în continuare, nu vă auzim. Se pare că această sesiune nu ne lasă în pace și pe noi. Poate vă puteți reconecta repede, doar ieșiți și vă reconectați și poate avem noroc. Pot să continui cu Paula, cu o întrebare pentru Paula, apropo, și de fapt pot să încep cu un felicitări, că sunteți printre primii organizatori din Republica Moldova. Și dacă poți să povestești apropo de procesul vostru de aplicare la Meet & Code și de alte oportunități de finanțare din Republica Moldova, că sunt și profesori mulți care ne urmăresc din Moldova. Desigur. Deci, procesul de aplicare pentru Meet & Code nu este unul foarte dificil. Da, este ca și cum ai pune cap-coadă un eveniment. Pentru eveniment ai nevoie de unele materiale, cum ar fi descrierea evenimentului, ce consumabile ai nevoie pentru el, de ce resurse umane, persoane, deocamdată va fi evenimentul, vizualele. Acestea sunt componentele de bază pe care trebuie să le aibă oricine pentru crearea unui eveniment. Și desigur că și acestea sunt materialele necesare pentru a aplica pentru acel eveniment.
sau pentru acea sponsorizare, da? Pentru crearea evenimentului. Deci nu este nimic foarte complex. Nu îi încurajez pe toți să nu le fie frică, măcar să încerce. Este o experiență, da? Poate dacă nu se va reuși din prima, dar eu sunt sigură că se va reuși din prima, măcar o să învățați din greșeli și o să evoluați mai departe, pentru că, după cum am menționat, fiecare proiect la care aplicați și pe care îl dezvoltați este așa o nouă cale spre alte 10 de proiecte sau alte finanțări pe care puteți să le obțineți. În Republica Moldova avem mai multe asociații internaționale care finanțează ONG-urile și proiectele din țară, cum ar fi ambasadele Liechtenstein, ambasada Suediei, Sweden, USAID tot are o mulțime de proiecte de finanțare pentru Republica Moldova. Acum mai nou, anul trecut, a apărut o organizație Innovative Moldova, ceva de gen, nu știu exact denumirea, care susține proiectele inovative și oferă granturi nerambursabile foarte mari pentru diverse organizații inovative din țară. Vă îndemn să încercați, măcar o să căpătați experiență de aplicare pentru diverse proiecte și acest bagaj este foarte și foarte important pentru creșterea unei organizații proiect. Mulțumesc mult, Paula. Doamna Lungă ni s-a alăturat. Oare puteți să ne spuneți ceva cum să vedem? Da. Super, v-a auzit. S-a rezolvat, da. Mult. Deci, cum ziceam, încurajarea noastră, un mesaj de final, cum s-ar spune. La fiecare workshop la care participam sau la fiecare proiect în care eram implicată și aveam colegi profesori alături, îi îndemnam să participe pentru că în aceste proiecte fiecare copil se simte util. Și fiecare își aduce o contribuție la activitatea grupului, valorizându-și abilitățile. Și așteaptă cu bucurie a doua zi pentru a-și continua explorarea lor și învățarea continuă și acasă. Și cred că lucrul acesta, realizarea copiilor, merită tot efortul nostru. Noi trebuie să fim profesori care să, atâta timp cât îndrăznim, foarte frumos era un citat, când îndrăznești să înveți pe alții, trebuie mereu să înveți tu. Pentru că dacă eu aș fi lăsat ce am învățat în urmă cu mai bine de 35 de ani în urmă, dacă aș fi lăsat să mă conducă în continuare în activitatea didactică, n-aș fi avut bucuria și satisfacția pe care o trăiesc acum. Deci merită tot efortul acest lucru, gândindu-ne că poate viitorul copiilor va fi mai bun dacă îi ajutăm să-și formeze aceste competențe de mici. Mulțumesc mult, doamna Lungă, și mă bucur că din partea noastră închidem cu aceste cuvinte bucurie și, bineînțeles, satisfacție pentru dumneavoastră ca profesor. Mulțumesc mult! Avem o întrebare, cred că pot să încep. Viorel, ne întreabă cineva, dar părinții ce zic despre tot ce faceți dumneavoastră minunat la clasă? Părinții sunt foarte bucuroși că elevii descoperă și acest domeniu care nu este cuprins în curricula de liceu, în curriculumul de la liceu, și ei află, deci află de la elevi ce fac și sunt entuziasmați. De fapt, poate trebuie să zicem și asta. Ca să aplicați, aveți nevoie de un ONG, o organizație non-guvernamentală, care poate fi, de exemplu, de obicei școlile au o asociație de părinți. Eu așa procedez și, deci, părinții sunt direct implicați, fiindcă, practic, asociația, proiectul este scris pe asociația de părinți din cadrul școlii. Deci, automat știu despre ce e vorba și apreciază efortul în acest sens. Și din partea mea și din partea elevilor care totuși trebuie să-și aloce un tip suplimentar pentru astfel de activități. Dar folosește elemente.
Și oare elevii duc la părinți acasă ce au învățat, le povestesc cum, că știți, sigur aveți feedback și pe partea aceasta. Da, da, asta ziceam. Da, da. Asta se întâmplă. Mulțumesc mult. Doamna Lungoș, ne spune și noastră despre ce fac elevii noastre acasă, le transmit părinților, bunicilor. Da, da. Să știți că părinții chiar ne-au încurajat și ne-au sprijinit și se bucurau văzând că cei mici pun întrebări acasă sau își doresc și acasă să-și continue activitatea începută la școală, pentru că, spre exemplu, pe calculatorul microbit nu e neapărat să ai microbitul. Dacă nu îl poți cumpăra, există cel virtual, un program în care tu poți face programare și poți face coding. Sau ne-au cumpărat LED-conuri, ne-au cumpărat pistoale de lipit, tot felul de materiale, până au venit sponsorizările care ne-au eliberat, știți, părinții de finanțare, ei au fost mereu alături de noi și ne-am ajutat unii pe alții, astfel încât să continuăm explorarea noastră să meargă mai departe. Și ei sunt foarte mulțumiți, pentru că simt bucuria copiilor și împlinirea lor. Mulțumesc mult, doamna Lungoci. Paula, poate un ultim mesaj de, nu știu, încurajare de a găsi idei de activități STEAM, de a, o ultimă încurajare din partea ta. Cea mai bună inspirație, cred că sunt copiii. Ei mereu vin cu niște idei geniale și mereu sunt gata să se implice în activități. Generațiile care vin mereu am spus că mă uimesc foarte mult prin creativitatea și ingeniozitatea pe care o prezintă. Uneori ideile lor de proiecte sunt fantastice, cum a menționat și domnul Viorel. Trebuie să îi ascultăm pentru că de la ei vine inspirația, deci ne inspirăm în primul rând de la copii, pentru că în momentul în care ei sunt entuziasmați să dezvolte un proiect, proiectul merge și mai repede și mai ușor. Și desigur că pagina Meet & Code este o bună platformă de inspirație. Unele idei pot fi modificate sau chiar combinate, da? Sau prefăcute în dependență de necesitățile noastre, astfel începem cu dezvoltarea unui proiect nou și poate mai mic, după care el începe să se dezvolte din ce în ce și mai mult. Mulțumesc mult, Paula, mulțumesc mult vouă tuturor care ne-ați urmărit. Vă amintim că este ultima zi de festival, din păcate, dar nu uitați că vă așteptăm la ora 3, la sesiunea specială de care suntem foarte entuziasmați, cu Michelle Eaton, autoarea cărții The Perfect Blend, A Practical Guide to Design Student-Centered Learning Experience, practic într-o sesiune despre blended learning, învățare hibridă centrată pe elev, din care veți lua cu siguranță idei practice, strategii și materiale pentru diferite tipuri de blended learning. Vă amintim, desigur, că sesiunea va fi tradusă din engleză în limba română, deci nu vă faceți griji dacă aveți dificultăți în a înțelege tot ce se va spune în engleză. Vom avea un mic roboțel AI, să zicem, un script care va traduce în timp real în scris. Vă așteptăm, mulțumim că ne-ați urmărit și vă amintim de asemenea că aveți toate resursele despre care vă povesteau invitații mei de astăzi la Meet & Code în Padlet-ul festivalului. Mulțumim mult, mulțumesc Viorel, Paula, Daniela, la revedere! Mulțumim și noi!